Subofițer superior al secției asigurare ordine publică a Direcției Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică a Inspectoratului Național al Poliției. Salutare, draga noastră! Salutare! Tare straniu să te prezint cu o lungime de atâta statut. În primul rând, să știi că noi am fost colegi, te urmăream mereu pe rețelele de socializare și mare ne-a fost mirarea când te-am văzut pe tine în uniformă. Sincer! Eu trebuie să recunosc că am emoții de nedescris, pentru că dacă acum 4 ani intram zilnic în acest platou, întâlneam și petreceam invitații, trăgeam emisiunile, acum pentru mine e o onoare și o deosebită plăcere să fiu aici pe canapea alături de tine ca și invitată. Ei, vezi, trebuie să treacă niște ani, trebuie să se întâmple frumoase schimbări în viața ta, pentru că după ce ai plecat de la emisiunea noastră, ai muncit tot în televiziune, într-un domeniu mult mai activ. Da. Unde umblai tu nopțile, a? Da, ne-am schimbat atunci cumva domeniul, am trecut de la divertisment la știri și anume în domeniul polițienesc. N-a fost ușor trecerea de la un domeniu la altul, pentru că dacă aici ai un obiectiv mai larg, acolo ești cumva mai limitată și trebuie să fii foarte atentă la detalii. Nu cumva să-l faci pe cineva vinovat fără a fi sentința. Pentru că pot să fii urmări... Na, noi jurnaliștii, noi. Încă nu te poți dezvălui ideea asta, da? Da, jurnaliștii ca și polițiștii au și ei, hai să zicem, un cod al lor deontologic care trebuie respectat și pentru noi există o lege acolo pentru care putem fi trași la răspundere dacă întrecem limita, hai să zicem. Ce făceam nopțile? Operațiuni. Urai! Pe la furturi, accidente, intrări, reținere. Câți ani ai muncit, iată, în ritmul ăsta și văzând ce se întâmplă acolo, în epicentrul acțiunilor? La unitate de gardă am activat aproape 2 ani. A fost o perioadă, Doamne, atât de activă. În primele zile, mi-am așa cum în primele zile de muncă, insistam să ies la filmări noaptea, pentru că eu cumva lucram în tura de zi și eu insistam să ies noaptea, pentru că eram dornică să fiu în acțiune. Și colegii mei spuneau, asta mai țin așa o lună, ce maxim, și să obosești. Nu știu, pentru mine starea asta de euforie a durat chiar toți acești 2 ani. Te-a oprit doar sarcina. Da. Într-adevăr. Așa, între timp ai cunoscut tatăl copilului, v-ați căsătorit și ați conceput un copil. Aici te-ai ogoit. Da. Cât? Nu mult. Un an și jumătate. După care am luat-o pe altă cale. Sistemul polițienesc. Nu știu dacă am ales eu acest domeniu. Ziceai că el te-a ales pe tine. Da. De ce zic asta? Pentru că încă pe când activam la Canal 3, îmi doream să fac catedra militară. Uh-huh. Dar dat fiind faptul că m-am căsătorit și după care am devenit mămică, un job deloc ușor, lucrurile s-au schimbat. Și eu zic că cumva pentru mine a lucrat destinul, soarta, că peste ani am ajuns tot în punctul de unde vroiam să pornesc 2 ani în urmă, 3. Și iată. Ai absolvit când? Acum, câteva zile în urmă, facultatea de drept. Și asta ai reușit să faci? Da. Înseamnă că planurile tale de a face dreptul respectiv, de a intra în sistem, erau de mai mult timp. Nu știu dacă erau de mai mult timp, pentru că atunci când, în perioada anilor de studenție, activând aici în TV, eu chiar nu mă regăseam în drept. În jurnalism? Nu mă regăseam. Dar tu încă de atunci făceai tot dreptul. De ce zic? Pentru că când am venit în TV,
în octombrie, așa cum mi-amintesc, 2017, eram chiar după liceu, după susținerea examenilor de bacalaureat și admiterea la universitate. Mi-am amintit așa cum cu toții de pe holor mă întrebau, dar tu ce vârstă ai, ești așa mărunțică? Și eu la 18 ani, de fapt, am venit în TV. Și chiar pe perioada anilor de studenție nu mă regăseam în drept. Bun, lucrurile cumva s-au schimbat în timp. Nu că acum aș vrea să... Bun, sistemul în care lucrez e tot un fel de sistem de drept. Dar... încă nu sunt pregătită pentru funcții de judecător, procuror și... Dar poți să faci carieră în poliție și acolo e bine să ai o diplomă în drept, pentru că, până la urmă, trebuie să știi legile acestui stat. Îți place să porți uniformă? Când te văd oamenii pe stradă, o grămadă de oameni care poate nu te-au văzut de mult timp, cum reacționează când te văd pe tine în uniformă de polițistă? Eu să zic așa, doritori de a purta uniformă sunt mulți, dar puțini care merită. De ce? Pentru că atunci când îmbraci uniformă, asta înseamnă responsabilitate. Iar în zilele noastre, oamenii se tem de responsabilități. Și să fii polițist nu înseamnă să porți epoleți. Înseamnă disciplină, curaj, devotament, promptitudine. Și puțini rezistă provocărilor, puțini rezistă. Și polițistul și jurnalistul sunt priviți de societate diferit. Sunt oameni care îți zâmbesc și sunt oameni care prezența ta irită. Ai primit și anticomplimente, da? Încă nu. Încă nu. Încă totuși nu ai cum să faci unei doamne cuvinte urite. Cred că băieții te așteaptă acasă când termin tura cu brațele deschise, da? Da. Și atunci ți se face și mai tare dor de ei. Și la muncă când sunt, în pauza de masă sau atunci când am câteva momente libere, deschid telefonul să văd ce face Sebastian la grădiniță. Așa că undeva poate e greu să combini acest domeniu și poliția, dar e interesant. Și atâta timp cât o femeie după o în perioada postnatală face ceea ce îi place și este fericită și acasă, și atitudinea față de copil, familie este alta. Eu deja mă obișnuisem în zona mea de confort în perioada postnatală și simțeam nevoia să ies din acea zonă, pentru că deja simțeam că stagnez și am nevoie să ies, să mă dezvolt, să cunosc oameni noi, să-mi creez relații și asta e. Să-ți schimbi soarta. Da. Pentru că până la urmă asta ai făcut. Felicitări, draga noastră, ne bucurăm pentru tine. Iată un exemplu că viața o poate lua o turnură la 180 de grade, de la jurnalism la o carieră în domeniul poliției cu copil de cât are, Sebastian? Un an și jumătate. Un an și jumătate și cu facultatea de drept absolvită. Deci, se poate.